Am găsit la un nou episod din GT Online, aici cu Pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Ha. Și astăzi pornim la drum cu Runners vs. Osiris, dar avem o sesiune de 8 oameni. Da. Și o să fie destul de interesant. Nu uitați, dacă vă place și vreți să continuăm cu un episod în fiecare seară, nu uitați să apăsați butonul de like. Și hai să vedem cum o să fie. Văd unde What the fuck, îmi văd picioarele. Nu, ce, da, nu, ce papuși n-ați luat? Asta, ia niște pantofi mișto. Eu, ăsta e Max. Eu sunt cu pantofi. Nu știu cu cine sunt în echipă, pentru că nu știu nu vă știu pantalonii. Eu am papuși de așa de plajă. A, ești cu mine, înseamnă că. Da, și da. Hai, tu ce pantaloni? Negri. Da, e pantofi negri. Cu pantofi? Da. Hai să vedem dacă suntem în echipă sau nu. Cred mamă. Ăsta nu l-am mai jucat, o serios. Nu l-am mai jucat, nu, e nou. Băi, am un topor în mână. Și la fel, aia arma cu care te dă ca să nu tragi, știi? Eu nu sunt la mașini. Nu, nici eu nu sunt. Suntem aici. Okay. Să tragă. Suntem în echipă, dar faza e că pe aici trebuie să mergem, am impresia. Oh my god, voi vedeți cum e cursa asta? Uitați-vă puțin la teren. My god. Ce sunt cu Osiris-ul, a? My god, e aici. Aha, aha. Oh, vin. Nu știu ce să fac. Și eu fug. Ah. Oh, no! Băi, ăștia bun! Te-a dat jos sau ce? Oh, nu, dar erau foarte aproape. Săr, femeie, tu! Fugi, Mihai, fugi că se întorc. Oh, no! Ia uite-mă! Băi, ăștia bun! Și cum zboară ăștia pe aici, lor. Mi-e frică! Dă-i, Mihai, dă-i că vin! Oh, no! Ia uite-i! Opa! Op! Mi se pare greu să nimerești cu mașina ce facem noi aici. Nu chiar. Du-te. Oh my god, băi, am reușit și aici sunt tancuri, apropo. Ajutor, băieți! Ce ai făcut? Te-a luat vreo unul? Nu. Cer să intru și eu într-un tank. Băi, și pisica n-a... Bă, m-a călcat ăla! Te-a omorât? Da. Ce om, frate! Hai, că oricum se termină aici. Doamne, ce... Lol. Te-ai văzut? M-am așezat pe unul. Și-a sărit în sus la mine. Bă, ce om, frate, n-a putut să aștept o secundă, a călcat-o pe pisica. Dar unul s-a dat jos din mașină și fugea spre mine, a încercat să-mi fure tancul, mi s-a părut comic. Eu am luat tancul și am căzut pe unul. N-am vrut. Am căzut ciudat drept de toți. Da. Și am căzut pe unul și l-am strivit. Hai să vedem acum, că asta cu fuga mi s-a părut simplă, dar... Bă, mie mie mi se pare greu de nimerit ce am văzut că făceau ei. Hai să vedem cum o să fie. Iarăși din nou avem... Iar mi-a scos masca. Mai bă, dar e mișto. Am pălăriuța. Asta e faza. E foarte mișto în momentul în care ai mulți oameni. Asta e șmecheria, știi? Să ai foarte mulți oameni și e mi-a interesant. Mi-a pus aruși. Dar zice Osiris și eu pot să-mi iau T20. Sunt similare. Asta e Osiris. Pe de unde pleacă ei? De acolo, ok. Din stânga, nu? Cred că uite, îi văd. Din dreapta. Hai, pisica! Wow! Bă, să știi că e greu. E greu să-i dai jos, da. E greu să-i nimerești. Și o să ia tank în curând. Ah! Mama, te-a trecut la... Ah! 30 cm prin față. O să-și ia unul tank. Să-că ajunge, trebuie să-l oprezi, da. S-a murit unul de la ei? Da, a căzut. Păi l-a dat jos. A căzut unul. Hai că mai văd doi. Ah, bine. Ah, aproape. Da, aproape. Dar peste. Nu! Au ajuns la tank, fugiți! Oh, vine cu tank! Eu! Aolo, tank! Eu fug. Mă duc să încerc să-i fur tankul, ia stai așa. Zici că o să-mi reușească? Sper! Eu vreau să caut avion. Dacă se oprește... Au, m-a bubuit. Mă vede! Nu! Am vrut să-i fur tancul, dar n-am reușit. Doamne, ferește, ce nebunie. Tu dai seama că dacă fur tancul, eu mor pe toți. Da, nu chiar, ei au 3 tancuri, dar... Da, oricum. 3 tancuri versus 1. E greu să-i nimerești. E greuț, da. Dar tu știi că mai erau doar 2 de la ei? Adică... Au căzut 2, că i-am văzut și eu. Dar restul... Dacă nimerește unul să treacă și deci să ajungă la tank, am trecut de 2 ori la 10 cm prin fața lui, aproape că loveam, știi? Deci ca la Dax vs. Snipers, adică dacă Dax ajung la lansatorul de rachete, ești cam mort, nu prea mai ai E cam gata. Șansă, da. Dar hai să încercăm să nu dăm fail.
E mai intens, așa, nu știu, nu știu din ce... Face echilibristic acolo un pic, așa. Nu chiar face echilibristic, eu așa credeam și eu, dar e plat terenul ăla, doar că nu-l vezi plat. Nu știu. Vă las pe voi înainte. Ah, bravo, frate. Aveți grijă să nu vă duceți toți odată, o să fie o problemă. Du-te, pisică. Că n-o să vedeți să spuneți toate alea. Chihuahua. Văd deja cum sar. Ce drăguț. Îi lasă sară. Hot dog, chihuahua. Bă, mi-e frică să nu cad eu. Mușterel, repede pisică. Și cu ketchup. A trecut unul. Bă, m-am blocat undeva. Unde te-ai blocat? M-am blocat să mă închiste. Era unul să mă atingă, mamă. Mă, cum a trecut ăla și nebun. L-ai văzut? Da. Frate, mi-au și o tancă acum, îmi bag picioarele. Sper să mă ajuns la tancă odată. Am ajuns primul. A, bine așa. Eu încă n-am ajuns. Aoleu, cum a trecut ăla pe lângă? Stai tu? Aici, al post ăla l-ai luat? Da. Îmi gândeam că l-ai luat post de aici. Ma, deci cum a trecut unul pe lângă mine... Fa. Stai, mai lasă și mie, voi, hai, mă, te mai distra singur acolo. Ia uite, bă, ce-mi face ăsta. Asta-i disperat, mă, tipul ăla cu noi, care e cu noi în echipă. Ia lasă-mă calci și pe mine acum. Gata, i-ați rupt? Nu, văd că fug ăștia. Da, mă, fug, se duc acolo. Reușește să-l prind pe ăla. Vedeți să nu vă fure tancurile. Nu. No. Bă, dar e unul sus sau unde s-a dus? Oh, da. Bă, da. Ală. Bă, da. Nu știu unde s-a dus ăla. A, uite-mă că-i văd. Nu-i pe aici. E amuzant. Ia ce, a sărit ăla sus acolo. Ăla nu știu, s-a ascuns undeva? Da, e undeva în clădirea aia, cred. Ce Dumnezeu? Nu știu unde s-a, e cu mașina, uite-l. Îmi place că fug și se ascund, știi? Băi, ești nebun, nu-l prind pe ăla. Băi, nici eu nu-l prins. Mai e unul singur. Gata, l-am luat. L-a sărit cadavrul mașinii. Sară după ce l-am... A sărit așa, explodând. Doamne. Ok, am ales să fie 4 runde. Jocul ăsta e destul de distractiv, modul ăsta de joc. Chiar îmi place, hai să-i dăm... Că data trecută am încercat un mod de joc similar. Era altfel, era mai ușor să sari, nu erau rampele ridicate atât de sus, dar nu prea erau oameni, știi? Și de data asta am reușit să strângem oameni și am reușit să găsim și un mod de joc mult mai mișto. Asta e fața cu loading-ul ăsta, durează destul de mult. Suntem și mulți playeri. Îți dai seama cât dura dacă eram o sesiune full? Nu știu cum ar fi cu o sesiune de 20 de oameni. Am prins sesiune 30 la racing odată. Oameni. Și era și aia cu coliziunea deschisă? De evident că era coliziune și nu înțelegeai nimic. Ăla care porni primul, ăla practic e norocosul. Restul din spate se bat pentru un loc. Oh, oh! Ah, aproape l-am lovit, ai văzut? Foarte viteză umană. Nu-l lăsați. Bă, care intra? Bă, ăla e nebun. Freddy ăla sau cum e zis. Gata, l-am luat pe unul. A intrat. Ah, bă, nu, am intrat în el. Cred că am trecut pe lângă el. Ia doamna când intră. Ăla da. Ăla m-a călcat și pe mine. Ce aproape am fost. Și eu am trecut de dor la limită. Și care e faza? Misiunea asta e mișto. Doar că ar fi fost și mai mișto dacă era mai lung drumul ăsta unde trebuie să alergi, știi? Da, mi se pare un pic scurt. Ajung foarte repede la tank. Uite, eu deja am ajuns la tankuri, de exemplu, știi? Da. L-a avut lag. Ok, da, e timpul să fugim, da? Nu cred că mai am șansă că m-am răsturnat. O fac. Mamă, cu bugă. No! Te arat? Da. Uite, sunt în spatele lor, nu? Nu stă pe loc. Vreau să mă duc așa prin spatele lor, dar n-am mai apucat. Ar fi fost amuzant să pot să prind un tank de ăsta și să-l iau. Fugiți! Acum obiectivul e să fugi. Să nu te prindă. Nu răspund mă aia de la Pegasus, un comand avion să-i bumor. Hai că mă duc să... Are cineva tank, dar... De-al nostru. Poți să te iei spectator? Nu e nimeni cu tank la noi. Bă, da, apare cu albastru ăsta, pe lângă care am trecut eu. Da, știu și eu îl văd așa. Fuuu, citat. Evaporat.
Eu oricum n-ai ars când ai să le faci, știi, dacă ai avea arme. Ăsta fuge, s-a ascuns, dar știi care e faza? Ai 12 minute, adică dacă stai 12 minute și scapi de ei, da, câștigi. Asta aș fi ridicol. Nu, dar n-ai șanse, frate, că n-ai unde să fugi, ești, practic ești doar în aeroport. Mă gândesc, poți să te dai jos din mașină? Da, poți, că l-am văzut până că fugea spre mine. Venea spre tank, ce ca să-mi fure tankul. Și mă gândesc că faci chestia asta, te duci, furi un tank sau ceva, nu știu, o chestie de genul ăsta ar fi amuzantă. Hai, zi-mi din nou. Dar e greuț. E greuț, într-adevăr. I-am încercat să sun la Pegasus, să comand un avion, că ți-l dai aici pe aeroport, știi, și mă duc în partea opusă. Chiar crezi că merge? Nu răspunde Pegasus, am încercat. Doamne, dar cum ar fi fost asta? Mai rămâne să încep cu Meriwether, să pun mercenarii pe el. Da. Să pun hile. Nu, că chemi un airstrike. Bine, dar nu prea poți să-l poziționezi ca lumea, știi, airstrike. Pun în fața la rampe. Nimeresc unul. Ar merge, da. Ia să văd dacă merge. Plec ultimul. Ok. Ia. Nu poți scoți telefonul. Asta. Nu poți? Ba da. Ba da, eu pot. Meriwether. Nu! Ce-ai făcut pisică? Ce-a fost asta? De ce întoarce ea? Știu, se întoarce caracterul. Poți decât am o drop. Da. Pisica s-a dus de tot. Aaaa. Aoleu. L-a luat pe ăla! Aoleu, nu-i bine. Hai că a rămas noi doi. Noi doi. Sunt spatele tău. Îți de grijă, Max. Încerc. Vezi aici? Nu. Dai drumul, Mihai, fugi. Hai că se poziționez. Vezi că mai vine unul. Am văzut. Ce le-am făcut? M-au întors. Aproape ajuns. Am reușit să ajungem la tancuri. Aia suntem doi și sunt mulți. Hai să-i facem. Oricum n-au șanse. Da. Ce să-ți fac? Să fugă. Bateriza Max. Opa, ce faceți? Bun. Unul fuge în direcția aia. Max. Vine să mă turci pe mine. Dar ce-ai păzit? A rămas curățile sus. Ops. Sau? Gata. Te-ai reușit? Nu. No. Îmbubuie tancul și am ieșit afară. Nu pot să-ți iei altul. E amuzantă chestia asta. Cum Dumnezeu s-a bubuit încu? A căzut cu roțile în sus. Și nu am mai putut să-l întoarcă. Da, nu-i nimică. Du-te și ia-ți o mașină, că sunt acolo. Mai ai vreuna? Da, sunt acolo, în capăt, de unde și-au ei. Eu cred că le-ai bubuit pe toate. Crezi? Eu nu cred că-s bubuit pe toate, erau foarte multe. Oricum, mai e unul singur, trebuie să moară ăla și gata. Da, dar faza e că se ascunde în spatele clădirii și s-ar putea să... O duc eu și dau cu topurul în față. Ce ai să faci, prietene? Uite-l. Nu, s-a dat jos din mașină. Și unde? E undeva sus. Să nu spui că ăsta s-a urcat pe clădire. Ba, cred că da. Nu mai sunt mașini. Le-ai bubuit pe toate. Bă, dacă ăsta s-a urcat sus, ce facem? Mă duc eu după el. Du-te. Da. Stai așa să văd eu. Hai că vin spre voi. Ce bubuim? Bă, l-a ieșit. Păi și că l-a s-a urcat acolo. Acolo sus s-a urcat? Cred? Zice că e sus, vezi? Mi-l arată că e sus. Cred că acum s-a mișcat, văd. Gata, l-ai luat. Pare rău pentru el. Bă, a încercat omul, ce pot să zic. Da, bine, a fost mai creativ față de restul. Eu mă gândesc că au băgat tankurile și în general ai chestia asta, elementul de fail la sfârșit, pentru că nu au putut să facă un element de fail altfel. Adică echipa aia a pierdut, n-au cum să reprezinte asta decât cu tankurile. Nu e limitată zona. Da. Ai observat că poți să iei pe tot aeroportul? Eu cred că poți să ies după aeroport și mai departe. Crezi? Ceea ce ar fi ciudat, da. Ar trebui să facă o limitare de zonă și să fie out of bounds sau ceva de genul. Păi da, ce este out of bounds? Poți să te iei tu out of bounds ăla, știi? Cred că nu l-a fi setat tipul ăsta care a făcut harta, dar asta n-are nimic. Asta crezi și eu, dar oricum ce rost are să pleci, știi? Încercăm acum să fugim. No, n-are rost. Bă, da. E, bine, așa poți să stai și 12 minute să te ascunzi prin oraș, dar nu. Nu, afacerea e să găsești ceva militar să-i distrugi tancul. Să demonstrezi contrariu, știi? Să fugi până la... Da. Suntem departe, mă, de zona militară. Mă duc până în baza militară, iau un avion de atac. Nu vreau pe ăsta. Îmi ia 12 minute, dar ajung.
Eu mi-am tot 20 de acum, nu mai au altceva. Și eu tot 20 mi-am. M-am ucit la gare 1. Am văzut, dar fața e că eu sar prea tare. Cum faceți voi să săriți exact acolo? Dar cine sare direct acolo? Trebuie să reduci. Înainte de săritură un pic. Păi frate, la limit am trecut pe lângă el. High five! Îmi dă high five cu Max în aer. Hop! Trebuie să-l prinzi pe ăla din capăt că... Bă, are lag și lag... Da! Eu te-am trecut fix pe lângă el. Știi ce lag are ăla? L-am văzut că are un lag ciudat. Deci tu ai văzut ce a făcut? Nu. Eu m-am dus să-l calc și gen s-a teleportat în față. Și n-am reușit. Nu prea mi se pare corectă treaba asta. Hei, are lag om. Păi da, dar... Da, ce vina, că eu nu pot să-l nimeresc. Da. Heidi. Bă, dar nu reușești mă să-i nimerești. Voi ați prins vreo unul până acum? Am lovit. Am sărit mai mult pe aia la limit, așa. Și-a scos la tancu. Aș pune și lângă... Și-a scos tancul și are lag și cu tank. Oh my god. Lol. Am lovit unul singur. Și atâta, restul n-am reușit. Ah! Ah, mă, să vedem. Mor pe clădirea asta, ia. Ești lângă el. Nu, altul cu tank, nu. Aproape reușeam să mă urc eu sus să fur un tank. Ce părere ai? Părere bună, da. Am sărit cu mașina sus, apucam să mă dau jos și să îi fur. Ce faci, Max? Ai fără strategia? Bun. Nu, du-te cât mai în centru clădirii, că n-ai ce să fac. Eu nu, da, mi-l arată și mie cu albastru. Da, ăla-i tot inamic. Asta am văzut pe toate hărțile custom, cred că e un bug. Arată mai mare. Da, 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 e giant tank. Mă, ce bubuiește clădirea. Taci din gura. Gen, băieți. De asta ne-am dat și topoare, mă, că dacă e să ne ascundem undeva... Să vină pe tine melee să fie melee fight, știi? E melee, dar el n-are melee, eu nu mai am. Are și el, mi se pare. El? Are și el, da. Hai băieți, veniți în coace dacă vă ține, a? E, n-am înțeles că clădirea nu se distruge de la tank. Dar mai e unul în viață, vedeți? Sunt doi, sunt doi, sunt doi. Da, e tipul ăla care m-a călcat pe mine. Friendly e el. Da. Ăsta unde e? Mă uit, am deschis harta mare și mă uit. E înăuntru la o clădire ăsta. Văd, e undeva jos, nu e sus. E inside. N-ai cum să-l omori. Ăla ce vrea să facă? De ce s-a dus în capătul celălalt cu tankul ăla? Nu știu. Mă gândesc că... Vrea să ajungăm undeva mai sus. Asta e într-o clădire, ești nebun? Bune? Da, da, da. Hai că s-a întors ăla. Cum Dumnezeu a ajuns ăsta într-o clădire? S-a întors ăsta la după mine, acum vrea să mă bată. Ce intrare subteranul pe acolo? Lol. Și nu știe, nu-l găsi... Aoleu! Cum a nimerit aici? Păi n-ar putea să ajungă la asta decât pe jos atâta. Pe ăla e planul. Trage sub clădire ca să mă nimerească pe ești nebun. Să stăm noi 12 minute uitându-ne la el. Voi vedeți că ăștia au venit pe mine acum? Da. Am doi. Păi e așa dat seama că nu ce se facă lui ăla. Ce fuge Max pe acolo? Păi fug pentru că trage, ăștia trag sub clădire. Și mie că o să mă omoare. Nu cred. S-a dat unul jos. S-a dat. Da, s-a dat unul jos. A ieșit ăla de acolo din... Ciclic, mai știi ca la Hitman, ciclic dreapta apăsat și arunci cu arma. Hai, să te văd. Hai, vină încoace. Ești tare? Vezi că vine. Văd că vine. Uite-l în stânga ta. Hai, uite-l. Hai, dai Max. Cum te-am învățat eu, cum te-am învățat Max? Dodge. Nu, spate. Max. Am văzut, dar a lovit. Ai văzut că am făcut-o și s-a ferit așa caracterul. Ai ieșit din clădire, mai bine rămâne acolo. Ăsta a ferit să ia tancul. Ei, tu te ia tancul, prietene! O, ce genial! Băi, super tare, bravo, frate. Să credă și ceva. Gata. Bă, ce l-a scapul pe ăsta, ești de bun? Deci o sus, bă, la avem, băga sus, dă-i! Hai, wuuu! Bravo, bravo, tăpule! Tank versus tank! Asta a fost minunat, am și uitat de... Uite-l în fața ta! De ce mi-a făcut el mie? A tras pe lângă. A pierdut al nostru, zic eu. Sau? Încă o dată. Uuuu! L-am urât, bravo, tăpule! Ești de bun! Genial! N-am mai văzut așa ceva! Și Cătării! Așa ceva. Deci dacă pierdeam, pierdeam misiunea asta. Da, da, și-am câștigat-o. Și-am câștigat, băi. Fuck. A dat-o mie de experiență. Ție-ți vine să crezi? Bravo. Ție-ți vine să crezi că mie nu. Cicătenică. Bă, l-a dus capul. Da, da, da. S-a dat jos, i-a plimbat.
Deci aia a venit după tine. N-am mai văzut până acum. Deci asta s-a ascuns până când a ieșit unul din tank. S-a furat tankul. Și l-a mort. Ce omoră el, frate, să iasă unul din tank. Aole, doamne. Ăla era planul. Eu n-am mai jucat misiunea asta până acum, deci nu prea o știam, știi? Dar ăsta bănuiesc că am mai jucat-o, dar știut el unde se ascundă mai exact. Sau poate știa aeroportul foarte bine. Și știu că bă, dacă știa aeroportul foarte bine, de obicei. Hai să dăm refresh. Și da, să vedem ce mai primim la refresh. Văd că toți au dat refresh, deci vor să mai joace. Hunting Pack? Da. Hai, că Hunting Pack e ăla cu mașinile de trebuie să apărăm... Parcă da, ăla era, Hunting Pack. Și ăsta e cu mașină blindată de bancă. Să fie șmecher. Să vedem ce mașină dă nouă. Bă? Nu știu, hai să vedem. Am văzut în poza aia că erau niște mașini rapide ceva. Punem câte runde? 3 runde? Parcă de obicei așa jucăm. Da, 3-3. O să fie time of day, morning, weather clear. Cum intră tipul ăsta cum dai... Confirm. Îi dau play, da? Da, play stai să 4, 6, 5, 6, încă o dată. Hai. Gata, hai, prinde-i. I-am prins deja, gata. Bun, așa. Deci ar trebui să fie 3 attacker, 2 defender și unul cu mașina mare, nu? Da. În teorie. Am o bănuială că o să fie un dif... Da, trei attacker. Uite cât de trup. 2 defenders. Am zis bine. E bine. Da, unul apără. 3 attacker, 2 apără. Noi mergem și atacăm și 2 apără. Da. Mama, e mișto. O să fie comic. O să fie și e amuzant că ne-am dat îmbrăcați. Da. Nu suntem asortați. Nu mai Max are papion. Da. Eu am cravată șmecheroasă. Mișto mașinile, îmi plac. Nu știu dacă sunt chiar atât de rapide pe cât aș vrea, dar... Aston Martin ăsta. Zici că e mașină de James Bond asta. Da. Nu zici că și cum suntem îmbrăcați așa? Frumos. Haideți, beți. Pe ei! Opa! Da, dar nu prea aud motorul la mașina asta, e netunat. Se aude. Un pic. Se aude. N-auzi turbo. Hop. Pardon. Și la roșu cine-i? Bring the stock weight to a halt. Bă, Mihai, ce faci? De ce e pe acolo? Nu știu, așa... O să urce pe autostradă. Te-ai dus aiurea, de-aia și vrut să o iau pe acolo. Apăsam F să mă responez, da? Nu merge. Merge. Trebuie. Mi-a apărut acum mesaj. Eu credeam că se duce pe acolo pe jos, știi? Nu. De acolo pleacă. Dar e unul de la ei care e lăguit omul? E ăla care avea lag și data trecută. Mamă, ce mașină ăștia. Aoleu, ăsta cu lagul tău. La băieți. Bă, să nu reușești ce să mă împingă pe mine. Eu tot îl împing pe tipul ăsta. Hai că vine și Max din spate. În ce direcție vă duceți? Drept, ții drumul pe autostradă, drept. Okay. Nu te duci. Nu stai seama, frate, că sunt atât de pe ce mi-a făcut. Hai de pe pisica asta, pe cealaltă parte a drumului. Hai că mi-au apărut și ăștia care apără, hai că vin și eu acum. Mamă, ce lag are. Mamă, văd cum se teleportează. Da. Ăștia cu lagul sunt foarte enervanți. Dar de la ce, mă? De la net? De la netul lui. Ia uite, mă, s-au bușit. Oameni nebuni. Taci pe dreapta. Opriți mașina blindată. Încerc să bag în perete. Opriți mașina blindată, vă rog. Încerc să-i opresc pe aia din spatele vostru să nu... Ia uite, mă, ce atacatori. Hai că te ajut, mă bag și pe dreapta să-l împingem împreună. M-am pus în fața lui să-l opresc, dar n-am mai mers. Îl opresc pe ăsta din spate cu lag. Bă, dar nu pot să calculez unde se duce. E greu. Zic, hai că calculez. Să-ți cum, mă, băieți, mă. V-ați blocat? m-am blocat în perete. Ia, și pe mine, și pe mine. Hai după el. Hai. La jos! Terminat! Fix aici, pe bune! Unde? Da. Ok, hai să-i dăm cu... Am zis, bă, hai să zic că l-am blocat, dar nu. E cam greu să întorci mașina aia blindată. Mai ales cu mașinile astea, mă așteptam să-i dăm niște mașini mai puternice de atât, nu? Mereu, sunt echilibrate, nu știi? Îl ajungi din urmă, ai văzut și tu. De normă ajungi, nu-i faza asta. Faza e că n-ai cum să o întorci, n-ai putere să o întorci. Bă, vezi că am lovit-o în spate destul de tare și o întorci. Dacă te mai ajută cineva, da. Mergi. Dar e greuț, e puțin mai greuț. Ok, cine eu sunt conducător de mașină albă.
Eu sunt conducătoare de mașină blindată cu bani, cu... Asta nu-i dai de bani, nu? Bă, mi-a dat mască de aia șmecheră. Și mie. Haideți să pornim. Hai, mă, pornești. Mă aștept, da. Alo. E frumos ecranul ăsta, îmi place. Îmi place. Atât de frumos. Asta e din... Cred că e ăla cu lag. Nu se sincronizează și cred că de-aia. Alo? Alo, alo? Over. Pot să fac animația aia în mașină, nu? Gata. Da, gata. A, pornim cu toții de aici, bun. Pornim cu toții. Data trecută unii porneau dintr-o parte și ceilalți porneau departe. Hai, băieți. Stați, bă, la coadă. Haide. Haide. Dă-i drum. Bă, mă, că mă descurc eu. Bă, dar ce... Bravo, Max. Place cu conduci. Vreau să ocolesc. Hai să-i oprim pe ăștia. Uite, în spate. Hop. L-am scos pe unul de pe stradă, dar s-a redresat. Pericol. Bă, nu știu, joacă bine și ăla cu lagul lui e enervant. Nu știu dacă o să reușim să o facem, sper să meargă, da? L-am întors pe unul. Nu poți, prietene, nu bați, vezi parapetul. Parapet? Hai că vine. Dar ce? Bă, la ei sunt... da. Vere! Ia-l pe ăsta, că e ca o umidă, lipitoare. L-am întors, gata. Mersi. Hai că l-am scos pe unul. Bă, cum se redresează ăștia așa repede? L-am scos și gata, e din nou. Talent. E ușor cu mașina aia să revină apoi. Da. Am observat și eu asta. Astea ale lor sunt puțin mai slăbuțe. Ale noastre sunt mai puternice tocmai ca să împingă mașina asta. Nu reușesc să-i ajung cu asta albă. Vezi că am o curbă de făcut, Mihai, ai grijă. Apără-mă de ăștia. Încerc să ajung și eu, dar... Bă, ei ajung mult mai repede. Păi normal, da, ca să nu. Ce vrei, mă, băiete, mă? Mămică, ce vrei, mamă, tu? Fuck. Hai, băieți. Mihai. Hai, dă-i drum. Nu pot! Dă-i drum. Fuck. L-ați lăsat pe unul fix în fața mea. L-am împins pe unul și mai era al doilea. Și eu am intrat în unul. Bă, uite ce poză are ăla. A ieșit unul, cred. A ieșit. Avea poza așa cu alb. Zic, what the fuck? Avatar lipsă. Așa ați arătat mama nou când ieși. Greuț. Am încercat să-l scot pe ăla, dar n-am reușit. Era fix în fața mea și nu mai puteam să mai accelerez. Știi care-i faza cu mașinile astea? Uite, mă dă pe mine acum aici. What? M-a dat la echipa cealaltă? Posibil. Da, pentru că e nevoie de doi, cred că, ca să te apere pe tine. Okay. Aparent sunt la echipa cealaltă, dintr-un motiv sau altul. Că a ieșit ăla. Nu are nimic. A ieșit ăla cu lag. E corect acum. Slavă Domnului. Că altfel dacă era decât unul singur care să ne oprească pe noi, nu era corect. Ok. Bipă ăla, e enervant. Gata. Îl văd. Bună ziua! Ce-i asta? E petrecere, a? Mihai, ce faci? Petrecere, am picat invers. Dar să-mi găsesc eu undeva unde aș putea. E triș pe acolo, hai. Ia stâlpul ăla în față. Aici. Doamne, ce să iau ăștia de Mihai? Bă! Stai, iau, opa, ce? Pardon. Targete. Ai vrea tu? Haide! Îți dau contra-atac, știi? Adică așa. E ok. Știu că e. E mai interesant să vin după tine ăștia. Mai interesant să conduci mașina asta decât... Bă, blochează ăștia mei! Ești bun? Grăba la cere vârf! Ce? Ai mei în față și mă blocau. Doamne, uite pe aici o ia. Normal. E când pisici de aici, tu! Pe aici trebuie, da? Și mai are o curbă pe undeva pe aici. Nu mai are nicio curbă, merge. Are, că știu eu foarte bine că are. Și așa, Mihai, bravo. Cine a zis că trebuie să mergem pe stradă pe unde vor ei? Merg pe unde vreau eu. What? Tu te pisici.
crezi că ai scăpat de mine, a? Crezi că ai scăpat tu de mine? Bagă-te în fața lui, că nu poți să te împingă. Cum să nu? Haide! Aha, și acum ne întoarcem pe unde trebuia. Asta e strategia. Pleacă pisica de aici. Ce? Niciodată. Copac? Ia de aici. Ce? Am crezut că pot să trec, frate. Du-te bă de aici. Șoferilor, pleacă de aici tu. Ce le fac la ăștia doi? A arătat curba. Yes! Yes! Nu, nu, yes! Băgă-mi aș piciorul să-mi... Mamă ce-l întorceam pe masă. Hai! A, nu e aia. Ba da, ba da, ba da, mai trebuie să... Frâne... Ah! Fă bă, bum! Pa, pa! Nu, nu. Ba da, da. Ba nu, nu. Ba chiar da, da. Da, se termină, Mihai. Am zis eu. Ah! Frumos, da, greu. S-a întors, frate, la limită, du-te-mi. A scăpat de două ori, cred că, la limită. Da. Am văzut, m-a întors odată, nu știu, unul din voi m-a întors. Sigur. Eram complet invers și după aia m-am întors la loc și am reușit. Bă, a fost nebunie, dar a fost foarte distractiv. Oricum, mai lăsați-ne în comentarii ideile voastre, vom face în episodele următoare și alte descoperiri și tot felul de nebunii. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!